Bine ați venit la Minecraft, viața în apocalipsă! Bună dimineața, fraților! Abia ce m-am trezit și vreau să vă spun că de foarte mult timp nu am mai dormit atât de bine. Efectiv, m-am trezit așa de, nu știu, plin de viață și mă simt foarte, foarte odihnit și chiar nu știu de ce, pentru că în ultimele serii chiar am avut un somn foarte ciudat și nu am reușit să dorm decât câteva ore pe noapte. Oh! Mama, tata, ce faceți aici și ce s-a întâmplat cu camera mea? Ce se întâmplă mai exact? Unde mi-e calculatorul? Unde sunt dulapurile? Mama, tata, ce s-a întâmplat cu camera mea? De ce arată camera mea așa? Fiule, ești bine? Tată, da? Te doare capul? Poți să respiri? Nu, chiar mă simt foarte bine, dar de ce mă întrebați? De ce vă uitați așa la mine? Băi, ce s-a întâmplat? Nu te speria, s-a întâmplat ceva foarte grav în toată lumea. Îmi vine să plâng, credeam că te-am pierdut. Băi, eu cumva sunt într-un vis sau ceva de genul ăsta? Să-mi dau două palme, fraților. Nu sunt într-un vis. Dar ce se întâmplă mai exact? De ce sunteți așa de panicați și așa de bucuroși că mă vedeți că doar ce dormeam? Și ce s-a întâmplat cu camera mea? Mama, ce s-a întâmplat? Marius, trebuie să spunem ceva. Da, îmi dau seama că trebuie să-mi spuneți ceva. Ce s-a întâmplat cu camera mea? Nu te putem ruga să nu te panichezi, pentru că îmi dau seama că o să fii foarte șocat, însă trebuie să știi adevărul. Păi ce se întâmplă, fraților? Știi că eu lucrez la un laborator de știință unde se fac tot felul de experimente. Da, mama, știu că mama are un job în care lucrează la un laborator de ăsta unde se fac experimente și niciodată nu poate să ne spună despre ce experimente e vorba pentru că, nu știi, ceva cu guvernul este confidențial, cam asta e ideea. Și niciodată nu pot să vă zic ce experimente fac pentru că totul este clasificat. Da, știu chestia asta. Ei bine, pentru prima dată am permisiunea să zic ce experiment am făcut. Ok. S-a întâmplat un accident foarte mare la laboratorul unde lucrez eu. Citește știrea asta. Ok. Păi dacă s-a întâmplat un accident foarte mare, mă bucur că ești bine. Adică sper că nu erai acolo când s-a întâmplat accidentul. Ultima știre? Bro, de ce e toată lumea așa de dramatică? Fraților, ce naiba se întâmplă? Aceasta este ultima transmisie de știri. Vom abandona studioul și vom încerca să supraviețuim. Vă urăm succes, Dumnezeu să fie cu voi. Cum adică veți încerca să supraviețuiți? Bă, ce se întâmplă? Hai, ok, fraților, haideți să nu mai par așa de, cum îi zice, că zici că acum am aterizat aici, zici că am venit de pe altă planetă, nu știu ce se întâmplă. Hai să citești știrea asta, că poate o să-mi găsesc răspunsul la întrebări. Doamnelor și domnilor, știre de ultimă oră. La faimosul laborator de știință din mijlocul orașului nostru s-a întâmplat un accident fatal. Un virus care poartă numele de virusul plaga este împrăștiat în momentul de față pe toată suprafața planetei noastre. Ok, asta nu poate să fie bine, habar n-am ce-i virusul ăsta plaga, nu știu, dar nu poate să fie bine. Din cauza unui accident de muncă a unor cercetători de acolo, plus niște calcule făcute greșit, recipientul în care era ținut virusul a explodat și a ucis toți angajații care se aflau la momentul actual în laborator. Ok. Dar virusul nu te ucide instant. Prima dată îți pierzi cunoștința, dar după corpul tău se schimbă. Substanțele din virus, odată intrate în contact cu corpul tău, te transformă într-o creatură scârboasă, o combinație între zombi și vârcolac. Momentan, la nivel mondial, sunt aproape 1 miliard de victime, bro! Iar victimele cresc pe secundă ce trece. Aveți foarte mare grijă la familia dumneavoastră, la vecinii dumneavoastră și la oricine cu care luați contact. Momentan, guvernele nu știu prin ce metodă să rezolve această problemă, dar odată ce aflăm, vom încerca să informăm toată planeta. Aveți grijă de voi, sperăm să ne auzim cu bine. Ok. Deci, fraților, să înțeleg că un virus de la laboratorul unde lucra mama, numit virusul plaga, a fost împrăștiat în lume și deja sunt 1 miliard de victime. Adică, la un simplu calcul matematic, fraților, peste 10% din populația planetei deja a murit.
Bro, ce naiba se întâmplă? Mamă, tată, scuzați-mă, vreau să mă duc să văd ce fac prietenii mei. Neapărat, frate, ok, eu stau aici într-un cartier și sunt foarte apropiat cu prietenii mei. Dar, dar ce s-a întâmplat, frate, cu casa noastră? De ce nu mai avem nimic aici? Ați aruncat tot? Bro, ce se întâmplă? Ok. Ok, bă, ce s-a întâmplat cu casa noastră, fraților? În fine, în fine, hai să mă duc să văd ce fac prietenii mei. Prima dată o să mă duc acasă la John, să văd dacă totul e ok. Ia, uite, casa lui John. Poate John nu are casa și el mai normală. Mamă, ăsta are pânză de pe aici, pe aici. Bună ziua, bună ziua tatăl lui John. John e acolo. Și voi v-ați demolat casa? Ce se întâmplă? Marius, ce faci afară? Ești nebun? Toți ne-am baricadat în casele noastre și nu știm ce să facem. John e aici, e foarte, foarte panicat. Mergi și încearcă să vorbești cu el. Eu abia m-am trezit și nu știu cât am dormit, fraților. Dar vă dați seama că nu cred că am dormit foarte mult. Dar cum s-a ajuns la asta, bro? Efectiv, m-am culcat și m-am trezit într-o apocalipsă. E un virus care ne omoară pe toți. Ok, nu ne omoară pe toți, că noi nu murim acum. Dar mă aflu într-o apocalipsă. John, frățiorul, ești bine? Marius, știi că o să murim, nu? Știi că avem zile numărate pe pământul ăsta, nu? Nu! Nu, John, chiar nu știu chestia asta. De câte am înțeles eu din știrea asta, e un fel de apocalipsă zombie, în care dacă te mănâncă o creatură cu virusul ăsta, ai murit și tu. Dar, na, cum noi ne-am uitat la foarte multe seriale și filme cu apocalipse zombie, o să trebuiască să fim în siguranță. Acum nu mai există rețea și nici internet, dar eu am apucat să văd niște poze și filmări cu acele creaturi create de virusul ăsta. Nu-mi pot scoate acele imagini din cap. Deja sunt peste un miliard de victime. Toți o să ajungem așa. Băi, John, frățioro, nu mai gândi așa. Poate chiar tu o să mă mănânci pe mine sau chiar eu pe tine. Nu pot, nu pot. Băi, 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 John, fii atent, frățioro. Dar am impresia că tu te-ai panicat așa. Orice problemă are și o rezolvare, fraților, da? Nu există problemă care să nu aibă rezolvare. Deci stai liniștit, frățioro, că o să ieșim noi. Dar acum mă informez și eu despre ce s-a întâmplat, frățioro, că nu prea îmi dau seama ce s-a întâmplat. Hai să mă duc să văd ce fac ceilalți. Sunt curios, Alexia ce face? Ce face Alexia, fraților? Să mergem la ea acasă. Să vedem care e treaba. Vedeți, acesta este cartierul meu micuț, na, unde am locuit eu cu 6 case și aici sunt prietenii mei. Uite aici Alexia. Uite-l pe tatăl Alexei. Bună ziua, vreau și eu să vorbesc cu Alexia, este totul în regulă? Salut Marius, Alexia e sus, la fel de șocată ca toată lumea. Am o întrebare, mama ta nu știe ceva despre virusul acesta? Că din câte am înțeles și ea lucrat la acel laborator. Trebuie să existe o scăpare din situația asta, nu? O să o întreb pe mama dacă știe ceva și da, cred că există o scăpare din situația asta. Cel puțin vreau să cred asta, dar da, ar trebui să existe o scăpare. Stai să mă duc sus la... A, uite, uitați-vă, fraților, ăștia nu și-o, nu și-o dat casa peste cap, cum au făcut ai mei. Să mă duc sus la Alexia. Alexia, ce faci? Ok, Alexia, ești bine? Marius, m-am uitat pe geam și am văzut o creatură. Oh, o creatură? Băi... Ăla e un cal. Unde e creatura? Mamă, mamă, păi băi, dacă ne mușcă, suntem morți. Din fericire, a, tata a împușcat-o și nu ne-a rănit. Dar tu știi cum arată chestiile astea în viața reală? Doamne, cum scăpăm noi de aici? Este imposibil, suntem morți, băialo. Nu mai fiți așa de pesimiști, bro. Oh my god, toată lumea așa pesimistă, frățule. Abia m-am trezit, abia de mă obișnuiesc cu chestia asta de apocalipsă. Dar ce naiba se întâmplă, bro? Nu mai fiți atât de pesimiști, pe bune. Chiar e foarte, foarte, foarte ciudat. Ok, hai să merg, fraților, la ultimii prieteni ai mei, adică la frații Popovici. Să vedem aici ce se întâmplă. Uite pe domnul și pe doamna Popovici. Bună ziua, domnule și doamna Popovici. Îi caut și eu pe Darius și pe Robert. Vreau să discut și eu ceva cu ei. Salut, Marius, te-ai trezit? Da, de ce nu m-aș fi trezit? Părinții tăi erau foarte panicați, deoarece era cât pe aici să fii mușcat de către o creatură, dar ai fost salvat în ultima secundă. Oh, fraților, da, erau mama și tata așa de fericiți că le venea să plângă când m-am trezit, ok. S-a mai aflat ceva de virusul ăsta? Băi, domnule Popovici, sincer, eu nu știu nimica, dar dacă e ceva, vă anunț. Domnule Popovici, noi ne pregătim să plecăm din oraș și am vorbit și cu mama și tatăl tău și au spus că pleacă cu noi. Ok, o să plecăm din oraș?
Dar unde o să mergem mai exact? De fapt, diseară vom face o întâlnire unde o să încercăm să facem un plan ca să scăpăm cu viață din toată nebunia asta. Dar realistic, șansele sunt aproape egale cu zero. Da, eu zic să nu ne gândim așa. Eu zic că asta e o... Na, nu e așa de bine să începi ziua cu genul ăsta de gândire. Stai liniștită că poate... Poate o să fie totul bine și poate o să scăpăm cu asta. Hai, frate, să mă duc jos aici. Uite pe Darius și pe Robert. Ce faceți, bă, băieți? Sunteți bine? Darius, ești ok? Marius, ne pregătim să plecăm mâine dimineață. Dar nu știu unde plecăm. Nimic nu mai e sigur de când a apărut virusul ăsta. Putem spune pe bune că ne aflăm într-o apocalipsă. Bă, pe bune. Unde plecăm, bro? Oricum o să vorbesc cu ai mei. Tu te simți mai bine, Marius? Să mă zici că ai avut probleme. Da, eu mă simt destul de bine. Păi, fraților, a zis doamna Popoviș că diseară o să facem o întâlnire. Mulțumesc, la revedere. Diseară, fraților, o să facem o întâlnire unde bănuiesc că o să alegem unde o să plecăm sau habar n-am. Așa că o să mă duc, cum îi zice, o să mă duc la mine acasă. Uitați aici, fraților, acesta este un muzeu care și înainte era abandonat, dar acum se pare că e și mai abandonat. Mamă, sper să nu găsesc vreo creatură de aia ciudată pe aici. Ok, foarte, foarte ciudat. În fine, o să mă duc la e-mail, o să îi întreb mai exact, o să-i rog să-mi explice ce s-a întâmplat, fraților, mamă. Ok, ce s-a întâmplat și care este treaba cu virusul ăsta și o să așteptăm să vină întâlnirea de diseară, unde o să luăm niște decizii foarte importante. Bun, fraților, după cum puteți vedea, se întunecă afară și toată lumea a ieșit din casele lor ca să facem un fel de anunț foarte important. Mama și tatea mi-au cam explicat care e treaba cu virusul ăsta, nu am aflat nimic mai mult decât ce am știut până acum, dar, băie și fete, este o situație foarte, foarte nașpa și nu știu dacă avem șanse să ieșim cu viață din chestia asta, însă din câte am înțeles, mama și tata au făcut un plan. Vedeți, toată lumea așteaptă aici să vă ce zic că mama și tata, pentru că v-am zis, mama a lucrat la laboratorul ăla și știe care e treaba cu virusul ăsta. Tata, vrei să spui ceva? În fața mea se află niște oameni care sunt foarte dragi mie. Niște prieteni de familie, copiilor și familia mea. Ok, asta e genul ăla de discurs că acum o să murim sau ce? Băi, alo, alo, sper că nu e genul ăla de discurs. Din momentul de față, noi trebuie să lucrăm ca o echipă. Știți și voi riscurile la care ne supunem să fim în momentul de față în afara din casele noastre, dar trebuie să o facem. După cum știți, soția mea a lucrat la laboratorul de unde a început totul. Și vreau să vă anunț că avem un plan de salvare! Let's go, baby! Putem să fim salvați! Let's go! Come on, come on, let's go! Mâine dimineață plecăm în aventură. Pentru unii dintre noi s-ar putea să fie ultima aventură din viața noastră, dar o să facem tot ce ne stă în putință ca să ieșim cu viață atât noi cât și copiii noștri din treaba asta. Marius, te rog, citește planul pe care l-am conceput împreună cu mama ta. Ok, bun. Hai să vedem, fraților, ce plan au făcut ai mei. Toată lumea vreau să fie atentă. Ăsta este planul de salvare din apocalipsă. Practic, ce o să trebuiască să facem. Hai să vedem. Deci acesta este un plan ne-a făcut de mama. Laboratorul se află la 120 de kilometri de cartierul nostru. Bro, 120 de kilometri? Ah, ok, mama făcea vreo 2 ore până la muncă și 2 ore înapoi. Dar ok, bun, are sens. Are sens. Majoritatea mașinilor din zonă sunt defecte, însă 100% putem găsi unele care încă funcționează cu care să mergem acolo. Let's go! Păi băi, fraților, 120 de kilometri cu mașina, mai ales că acum nu e trafic, nu e nimic, ajungi într-o oră, ești nebun? Într-o oră ajungi 100%. Păi gata, am ajuns într-o oră și am terminat apocalipsa, gata. Dar nu vom face lucrul ăsta. Vom merge 120 de kilometri pe jos. No, stați puțin, fraților, că vreau să înțeleg ce îmi zice mama aici. Noi putem să luăm o mașină, da, deci suntem într-o apocalipsă zombie, unde sunt zombie pe stradă, creaturi ciudate pe stradă. Noi putem să luăm o mașină să ajungem unde trebuie să ajungem, dar noi nu facem asta, noi vom merge pe jos. Care-i logica? Ne va lua câteva zile, poate chiar o săptămână, poate chiar mai multe săptămâni, dar credeți-mă, este cea mai sigură variantă. Cum poate să fie varianta asta sigură, fraților?
Deoarece creaturile care sunt formate de acest virus sunt dependente de foarte multe mirosuri. Iar unul dintre ele este și mirosul de benzină. Astfel, dacă mergem cu o mașină, o să le atragem către noi. În momentul de față, nu cunoaștem prea multe lucruri despre aceste creaturi. S-ar putea să fie apărut mutații ale virusului, însă sperăm să nu fie cazul. Planul, odată ce am ajuns la laborator, este foarte simplu. La laboratorul la care am lucrat, există o regulă de bază pe care nimeni nu o încalcă. Prima parte a planului, fraților, este să ajungem la laborator. Și după când ajungem acolo, ce facem? Deci la laboratorul la care am lucrat există o regulă de bază pe care nimeni nu o încalcă. Înainte să se facă orice virus / experiment care ar putea afecta negativ viața cuiva, trebuie să existe și un antidot. Și în cazul nostru există, iar noi avem mare nevoie de el. Ia stați puțin, fraților, că nu prea înțeleg. Ceva nu îmi bipă în cap. Deci apocalipsa asta se bazează pe zombii care te mușcă și tu devii bolnav, infectat, nu știu ce. De ce avem nevoie de antidot? Niciunul dintre noi nu este mușcat. Eu credeam, mama, că o să zici un plan care o să salveze lumea, că o să oprim apocalipsa, nu că o să avem noi nevoie de un antidot. Vă întrebați de ce? Chiar mă întreb de ce. Ei bine, un lucru care nu a fost spus la știri este că acest virus este atât de puternic încât se transmite prin oxigen. Având în vedere că deja 1 miliard de oameni au fost infectați, vă puteți da seama că în atmosfera noastră se află virusul. Ok, ce înseamnă asta? Mama, folosește niște termeni mai... vorbesc cu o carte, că deja am scris-o, dar zic așa, niște termeni mai normali, nu oameni de știință. Să înțeleagă tot prostul ca și mine. Dacă nu suntem mușcați de vreo creatură, mai avem maxim 15-20 de zile de trăit. Cum adică? Dacă nu suntem mușcați de vreo creatură. La fiecare respirație pe care o facem, virusul intră câte puțin în corpul nostru. Am înțeles, fraților! Oh my god, deci fiți atenți și că virusul ăsta, un lucru pe care nu l-a spus la știri, deci nu a fost lucrul ăsta spus la știri, este că... Cum îi spune? Este că virusul se transgeni, este și în oxigen, este și în atmosferă și nu are același efect ca și cum te-ar mușca o creatură, însă încet, încet intră în tine și acum este în atmosferă și noi, dacă nu ne luăm antidotul, în 15-20 de zile, bănuiesc că o să ne transformăm în creaturi și o să murim. Dar dacă ajungem să punem mâna pe antidot, vom fi imuni atât la virusul din oxigen, cât și la mușcăturile cauzate de câte creaturi. Let's go! Deci ăsta este planul, mergem acolo cât mai rapid și luăm antidotul. Mâine dimineață la 6:00 plecăm. O să ne oprim să luăm niște provizii din oraș, iar după mergem direct spre laborator. Ok! Wow! Un plan foarte, foarte bun! Știu că probabil este un șoc pentru voi să știți că dacă nu găsim antidotul mai aveți 15-20 de zile de trăit, dar acesta este adevărul. Probabil la știri nu au spus chestia asta pentru că nu voiau să bage și mai mult în panică populația. Haideți toată lumea la somn, ne vedem de dimineață. John, Marius, o să ajungem la antidot în 15-20 de zile. Bă, logic, adică chiar dacă nu luăm mașină în 15-20 de zile facem noi 100 și ceva de kilometri, n-are cum. Adică ar trebui să avem timp, nu putem să murim așa, nu? Da, nu o să murim așa, stai în istii, John. Tatălui John, John, hai să intrăm în casă, let's go. Alexia, oh nu, acum mai trebuie și cu frica că în 15-20 de zile mor. Stai liniștită. Suntem într-un scenariu de apocalipsă. Oare ce s-a întâmplat cu toți oamenii care nu locuiesc în cartierul nostru? Hai, mai bine să nu ne gândim la asta. Hai de înăuntru, ce tatăl Alexei, Robert. Îmi vine să vomit, nu vine să cred ce tocmai am auzit. Suntem ca și morți. Da, nu știu ce să zic, domnul Popovici. Of, am impresia că asta nu o să se termine bine. Haideți în casă. Darius, nu trebuie să ne pierdem speranța. Cu puțin noroc și ajutorul de la Dumnezeu, poate ajungem să punem mâna pe antidot. 100% o să ajungem, Doamne ajută. 100% o să ajungem. Doamna Popovici, Doamne ajută. Bun. Păi fraților, haideți să ne ducem în casă să ne culcăm și mâine dimineața la 6 vom începe aventura și totodată drumul, această drumeție către laboratorul unde se află antidot. Păi și fete, tocmai ce m-am pus în pat și sunt pregătit să mă culc sau cel puțin să încerc, pentru că la ce am aflat acum, fraților, nu am niciun chef să mă culc, însă mama a zis că înainte să adorm vrea să-mi spună ceva. Mama, care-i treaba?
Marius, sper că nu ești speriat. Înțeleg că ne aflăm într-o apocalipsă, dar crede-mă că totul o să fie bine. Păi, dacă spui tu, eu am încredere în tine. Eu sunt printre singurii oameni care știu unde se află acel antidot. Deci nu are cine să ne-l fure. Dar zic un secret, dar să nu mai spui la nimeni. Hopa, îmi zice un secret. Ce secret? Noi suntem 10 oameni în total, dar există doar 5 sticluțe de antidot. Eu, tu și tata avem antidotul asigurat. Restul nu știu. Oh my god, fraților, cred că asta o să ducă la o violență și mai mare. Mamă, păi dacă zicea asta, atunci fraților se luau ăștia la ceartă. Deci sunt 10 oameni, suntem 10, adică sunt eu, mama și tata, John și taicăsu, Alexia și taicăsu și, aba nu, cred că suntem 11 chiar, nu? Până suntem noi 3, cu 2, da, suntem 11, suntem chiar 11, fraților, și avem 5 sticluțe de antidot. Oh my god, man! Oh my god, fraților! Ok, na, sperăm să fie totul bine. Haide, mama, că mă culc și vedem mâine dimineață ce o să faci. Bună dimineața, fraților! Tocmai ce m-am trezit, de data aceasta nu am dormit deloc bine și, na, este 6 dimineața și urmează să plecăm în drumeție. Hai să vedem ce o să facem. Hopa, e cineva acolo. Ah, dar stai că asta... Bro, ok, Păi, ăștia vor să plece fără mine, fraților! Voi ați văzut câtă lume s-a adunat acolo? Ăștia vor să plece fără mine? Toți sunt la casa familiei Popovici. Bro, ce s-a întâmplat? Bă, ăștia vor să plece fără mine! Bă, Aro, m-ați uitat? Sau nu? Ce se întâmplă? Fraților, ce se întâmplă mai exact aici? Că nu prea înțeleg. Darius? Mama, tata au fost uciși. Oh my god! Oh my god, fraților! Domnul și doamna Popovici au fost uciși, Robert? Nu-mi vine să cred, nu mă pot opri din plâns. Alexia, ce s-a întâmplat mai exact? Marius, domnul și doamna Popovici au fost uciși aseară. Sunt semne clare că a intrat o creatură în casa lor și i-a mâncat pe amândoi. Dar i-a rănit atât de tare încât nu s-au mai transformat la rândul lor. E ciudat. A, dar chiar trebuia să se transforme, nu? Băi, fraților, băi, ce se întâmplă, man? Cum adică au fost infectați, mâncați, uciși și nu s-au transformat? Ceva ciudat se întâmplă aici, pe bune. Mamă, John? Doamne, fix înainte de plecare, haideți să plecăm cât mai repede din locul ăsta blestemat. Aveți grijă, pe bune. Mamă, frate, uite-vă la sângele ăsta, ce ciudat e. Oh my god, oh my god, nu. Tată, ce s-a întâmplat? Marius, ai grijă să nu cazi pe sânge, nu se știe ce se află în el. Ah, chiar am avut grijă, ok. Vreau să vorbesc și cu mama. Ok. Ok, sper că n-am călcat undeva. Mama, ce se întâmplă? Nu-mi explic. Cum au murit doar ei și copiii au supraviețuit? Sper că nu s-a creat o mutație la virus, dar se pare că ăsta e cazul. Trebuie să ne cărăm cât mai rapid din locul ăsta. Toată lumea, haide să plecăm. Dar chiar, frate, de ce au murit numai și... Cum au supraviețuit copiii? În fine, hai să plecăm din locul ăsta. Prima dată, înainte să mergem către laborator, trebuie să ne ducem să luăm provizii din oraș. Nu știu exact unde o să găsim asta, dar bănuiesc că mama și tata știu locul. Ok, băie și fete, după cum puteți vedea, am fost echipați cu arme în cazul în care apare vreo creatură aici în oraș. Însă după cum puteți vedea, și orașul ăsta este foarte, foarte distrus. Însă tata a zis că în clădirea aceasta, este o veche clădire de apartamente, o să găsim foarte multe resurse. Și eu tind să-l cred, așa că hai să vedem. Tata e sigur? Marius, mergi în clădirea asta și încearcă să aduni cât mai multă mâncare poți. Deja ceilalți au intrat. După asta plecăm spre laborator. Ok, sunt curios. Oh, voiam să zic că sunt curios cum trage asta. Sper că sunetul ăsta nu a tras creaturi de-alea. Dar na, nu o să mai trag. Mamă, stai să... Nici măcar nu o să țin în mână, fraților. Mama, ai găsit ceva? Să ai grijă, Marius. Ok. Ah, uitați-vă, fraților, este o veche clădire unde au locuit oameni, man. Oh my god, bro.
Jesus. A, uite, 8 cooked beef, 8 cookie pork chop. Mamă, frate, ce trist. Ce trist e să vezi chestia asta. Locuințe abandonate de către oameni. Pentru că, na, a venit o apocalipsă. A venit o apocalipsă peste ei și n-au ce să facă. John, care-i treaba? Ai găsit ceva? Bă, Marius, am vorbit ceva cu Darius și situația s-ar putea să fie mult mai complicată decât atât. Îți spun eu mai târziu. La ce te referi? Ai vorbit ceva cu Darius și situația e mai complicată. În fine, îmi zici tu mai târziu. Tatăl lui John, haideți, luați mâncare. Păi da, unde e mâncarea, fraților? Trebuie să luăm mâncare, dar nu știm unde e. Hopa. Oh, ia uite aici cât pui, let's go. Ok. Hai să mergem și pe partea asta. A, dar stați că asta... A, asta ne duce aici. Ok. Mamă, dar ce e aici, fraților? Bă, na, eu încerc să iau toată mâncarea. Eu încerc să iau absolut toată mâncarea pe care o găsesc, dar se pare că nici nu prea mai găsesc așa de multă mâncare. Ia, aici e ceva? Nope. Foarte, foarte ciudat. Uite, aici este Alexia și tatăl Alexia. Aba, nu, ei sunt aici. Bro, unde naiba m-am dus? Fraților! Sau? Ce se întâmplă, man? Ok, ia stați două secunde, fraților. Cum Alexia și tatăl e acolo? În fine, foarte ciudat. Uite, și Darius e acolo? Bă, băie și fete, eu cumva m-am pierdut de grup. M-am pierdut de grup că m-am dus ca prostul pe scările alea. Ia stai să revin pe scările astea, fraților. Să o iau normal. Cum ar trebui să iau orice om. Ok. Aha, bun. Ok, fraților, eu nu înțeleg. Eu m-am pierdut. Efectiv, m-am pierdut în credirea asta. Darius! Poți să... Nu o să fac chestia asta. Uite-l pe Darius. Oh my god, fiți atenți, asta o să fac. Fraților, efectiv, m-am pierdut. Ok, mamă. Mamă, sper să nu mă vadă tata. Mă vede tata că fac asta? Mă rupe. Oh my god, ok. Darius, frățiorul, am auzit că ai vorbit... A, uite și pe Alex și pe aia. Am auzit că ai vorbit ceva cu John. Marius, diseară vreau să vorbim ceva. Ok, Robert. Ai grijă, poți să pici aici. Ah, ok, da, mersi că îmi zici că pot să pic. Când eu am făcut mare parkour, era să-mi rup gâtul pe aici să mor. Dar e totul bine, mă, luați mâncare. Bă, fraților, nu mai e mâncare pe aici, man. Uite, un arc. Bă, nu mai e mâncare. Oh my god, ok. Hai să mai vorbesc și cu Alexia și cu... Ok, ciudat. Hai să vorbesc și cu Alexia și cu tatăl ei să văd ce zic și ei. Alexia, care-i treaba? Marius, ai găsit mâncare? Da, am găsit destul de multă. Să aveți grijă aici, nu știm unde, de unde poate apărea o creatură. Bă, corect. Hai, frate, să vedem dacă mai e ceva pe aici. Ia, uite. Și, a, băi, eu zic că am luat destul de multă mâncare. Haideți, băieți și fete, să ieșim din clădirea asta și să plecăm către laborator, pentru că avem un drum destul de lung, de 100 și ceva de kilometri. Băieți și fete, după aproximativ, deci nici nu știu câte ore am mers, dar de câte am înțeles am făcut doar 10 km, pentru că ne mișcăm destul de încet. După 10 km am decis să ne oprim aici, să facem un popas, vedeți că suntem lângă un oraș. Ne-am pus aici paturile și urmează să ne culcăm. Să nu mai țin arma asta așa. Tata, câți kilometri am făcut? Astăzi am parcurs 10 km. Mamă, frățiu, dar am mers vreo 12 ore, bro, doar... 12 doar 10 km, man. Ok, mergem și destul de greu, dar sigur am mers în direcția bună. Mai avem destul de mult, dar acum trebuie să ne odihnim. Sperăm că suntem în siguranță lângă orașul ăsta. Haideți la culcare. Mama, te simți bine, Marius? Da. Păi, fraților, ne băgăm să ne culcăm. Alexia, noapte bună. Nici nu știu cât pot să dorm aici. Vreau acasă. Haideți la culcare, nu avem ce să facem, corect. Robert, uite pe aia doi vorbesc. Mamă, frate, știți că mi-a zis că trebuie să vorbim ceva. Eu mă bag la culcare, noapte bună. Noapte bună, Robert. Tatăl lui John, haide să ne culcăm o dată. Nu vă e somn? Ba da, imediat. Bă, băieți, mi-a zis că vrei să vorbim ceva. N-am mai vorbit. Care-i treaba cu ce ai vorbit tu, Darius? De ce nu vorbește și Robert cu noi? Care-i treaba? Marius, m-a știți ce am zis astăzi? Darius mi-a spus ceva ce m-a șocat. Vorbește cu el. Darius, care-i treaba? Marius, noaptea trecută, părinții mei au fost uciși. Ucigașul a fost o creatură. Când am auzit acele sunete oribile, m-am trezit din somn. Și Robert nu era lângă mine.
Dar după ce mama și tata au fost efectiv sfâșiați, creatura respectivă a revenit la normal și s-a pus lângă mine în pat. Robert e infectat! Oh my god! Bro! Darius zice că Robert i-a omorât pe părinți. Robert și-a omorât părinții ca o creatură? Dar cum că el nu e o creatură? Robert e infectat, dar nu înțeleg cum poate să se transforme doar când vrea el. Asta e cumva o mutație a virusului? Cred că o să trebuiască să vorbim cu mama despre chestia asta. Ea se pricepe la știință și la toate chestiile astea. Dar până atunci faci orice facem. Trebuie acum să dormim cu Robert aici. Și dacă iară se transformă și încearcă să omoare pe cineva. Fraților, ce putem face? Robert este infectat și tare am impresia că el știe că noi știm asta, dar nu știu ce să zic. Bine ați venit la Minecraft, viața în apocalipsă! Bună dimineața, fraților! Abia ce ne-am trezit și ne pregătim să mergem mai departe în aventura noastră către laborator. În cazul în care nu știți, noi ne aflăm în momentul de față într-o apocalipsă, fraților, și trebuie să ajungem la laborator unde vom găsi, sperăm că vom găsi, antidotul care o să ne facă imuni la virusul care se află în momentul de față în lume. Știți și voi povestea de data trecută. Însă, băieți și fete, vreau să vă zic că eu nu știu cât de mult o să pot să merg astăzi către laborator. Mai avem undeva la 100 și ceva de kilometri, pentru că sunt mort de somn, băieți și fete. Adică, na, e dimineață, toată lumea s-a trezit, părinții mei au impresia că eu am dormit aseară, însă nici eu, nici John și nici Darius nu prea am închis în ochi aseară din cauza faptului că suspectăm pe Robert, fraților, adică pe fratele lui Darius, că este infectat. Știți că, na, data trecută părinții lui Darius și lui Robert au fost uciși, fraților, de către o creatură, și Darius susține că de fapt Robert este cel care s-a transformat în creatură și a omorât părinții. Noi acum am stat toată seara, fraților, cu armele pregătite ca în cazul în care, Doamne ferește, se întâmplă ceva, să mergem rapid să-l împușcăm pe Robert. Însă nu s-a întâmplat nimica. Nu s-a întâmplat absolut nimic, așa că nu știu care-i treaba. Mamă, trebuie să plecăm către laborator, nu? Ne luăm chestiile de aici și plecăm mai departe. Bună dimineața, ce bine am dormit. Da, și eu la fel. Chiar nu mă așteptam să mă odihnesc atât de bine în locul acesta. Eu e fix cum am așteptat, nu m-am odihnit deloc. Dar a existat o problemă. A fost foarte frig noaptea. Trebuie să facem ceva să nu mai murim de frig. Bă, frig chiar a fost, fraților. Frig chiar a fost și gândiți-vă că eu cu ai mei eram unii lângă alții în paturile astea și tot a fost frig, știi ce zic? Și avem nevoie de mai multă protecție. Na, mergem, tata? M-am gândit eu la o rezolvare. Mâine seară trebuie să ne construim o mini cabană în care să dormim. Bro, da! Mamă, faci ce idee bună, exact. Adică, ok, acum am avut noroc să găsim locul acesta. Vedeți, un fel de mină de-asta super, super mișto. Am avut noroc să-l găsim. Dar e dreptate, tata, trebuie să mergem undeva să ne construim ceva. Nu avem altă variantă. Acum putem spune că am avut noroc că n-a venit nicio creatură la noi sau că nu am pățit nimica. Așa că trebuie să facem rost de lemne. Marius, în 10 minute plecăm de aici, mergi tu și ia 2 stecuri de lemne din zona asta. Eu cred că ne ajung atât cât să facem o cabană. Nu știu de ce ficțiune, însă hai, deci în 10 minute plecăm. Bun, 2 stecuri de lemne cu un ăsta de diamond ar trebui să fie foarte, foarte ușor. Însă înainte vreau să vorbesc cu ăștia. Băi, John, frățiorul, ia zi, s-a mai întâmplat ceva cu Robert? Marius, ai dormit noaptea asta? Eu toată noaptea stau cu ochii pe Robert, dar nu s-a întâmplat nimic. În fine, bună dimineața! Neața, Marius, vrei să te ajut la căra lemne? No, mă descurc, 2 stecuri de lemne în 2 minute, deja le-am dat, gata. Bună dimineața, Darius, bună dimineața, Robert. Se pare că noaptea asta nu s-a întâmplat nimica, dar asta nu contează, în continuare este infectat. Ce putem face cu el? Băi, Darius, ești sigur că e infectat, frățiorul? Adică, ești sigur că e infectat? Nu știu ce să zic, băieți și fete, că nu s-a transformat, mie, și... N-are, gen, ar fi o mutație super joată a virusului să se transforme doar noaptea. Ideea era, ce mi-a zis și mama, că știți că mama lucrează la laboratorul de unde a pune toată prostia asta, că de-aia mergem acolo. Mama mi-a zis că dacă ești mușcat sau ceva, ești infectat pe loc, gen mori și după ești infectat și nu poți să te transformi tu când vrei, știi ce zic? Neața, Robert,
Băieți, aveți vreo problemă cu mine? Nu, Robert, frățiorul, care-i treaba? Băi, vă dați seama că noi ne comportăm ciudat cu el, că nu știm care-i treaba, dar... Na. Bună dimineața, tatăl Alexei. Haideți să mâncăm ceva și după plecăm din nou la drum. Să aveți grijă. Stați că trebuie să iau niște lemne. Alexia, Marius, ce tu vorbiți tu cu băieții? Băi, Alexia, cam suspectăm pe Robert că ar fi infectat. Dar să nu zici la nimeni că nu vrem să alarmăm pe toată lumea. În fine, băi... Băi, ce faci, bă, pe aici, băi? Ok, nu înțeleg ce a vrut oaia aia. Bun, deci, fraților, trebuie ca să plecăm mai departe. Mamă, dar orașul ăsta, bă, uitați-vă cum arată, vezi, street up apocalipsă, bro! Ce abandonat este orașul. Bun, deci, fraților, noi, ca să mergem mai departe, ar trebui să facem rost, dacă nu mă înșel, de două stacuri, a zis tata. Apoi două stacuri se iau foarte, foarte simplu, dar hai că nu o să mai iau de aici, o să mă duc puțin mai în partea cealaltă, da? Că aici, na, să zicem, Doamne ajută, poate mai sunt și alți supraviețuitori și vor să vină tot în zona asta în care am fost și noi și nu vrem să îi deranjăm sau ceva de genul. Mamă, uitați-vă, băi și fete, numai uitați-vă cum arată orașul ăsta, man. Băi, o foarte, foarte mare nebunie. Uite, hai să mergem în partea asta, să vedem care-i treaba. Luăm de aici, hopa, hopa, uite sânge pe... Bra! Fraților, voiam să zic, uite sânge pe jos, adică mă așteptam, dar parcă e o sângerare, parcă e un drum. Ok, băi, nu o să mă duc după drum, adică chiar nu plănuiesc să fac chestia asta. Haideți prima dată să iau lemnul. Băi, credeți, fraților, că ăla a fost acolo, gen sângele ăla a fost acolo pus așa random pentru că a sângerat cineva? Sau este un drum care indică că cineva încă sângerează? Mamă, dacă încă sângerează, fraților, cineva și a fost infectat... Putem să-l ajutăm. Să mă duc, bă, băi și fete, ce ziceți, man? Mamă, nu știu ce să zic, bă, băi, pare că... Da, se mai duce acolo, se oprește, nu face, tot se duce în față. Băi, sunt speriat, man. Mamă, bro. O să pun pe toată lumea în pericol, dar dacă sângerează, bro, dacă a fost infectat sau ceva de genul... Nu avem nicio șansă, bro. Adică o să fie mor 100%. Hai că deja am luat un steak. Mamă, băi și fete, mamă, e o decizie super grea. Să mă duc să-i întreb pe ai mei. Nu, că ai mei 100% n-o să vrea chestia asta, pentru că ne punem pe toți în pericol. Dar și dacă e o persoană, bro, care are nevoie de ajutor acolo, a? Ce ziceți? Uite că a început și ploaia. Și dacă e o persoană care are nevoie de ajutor, bă, știi ceva? Ia, vedeți, fraților, ia stați, hai că iau un stac jumate, ia, hai că mă duc mai în față să văd care-i treaba. Hai că a început și ploaia. Bă, ăsta e un drum, bă, băieți și fete, ăsta este un drum care duce undeva. Mamă, ok, bă, fraților, fiți atenți, hai să iau cele două stecuri, mai am puțin. Și după urmez drumul ăsta, sunt chiar curios unde duce. Mamă, poate o să găsesc, doamne ferește, să nu găsesc niște zombi. Până acum n-am găsit zombi sau ceva de genul. Dar da, o să fie foarte nașpa dacă o să găsesc. Haide, mă, hai așa. Luăm totul. Și am ajuns la 64? Nu? 62? 63, 64. Două stacuri, fraților. Mai luăm și încă unul așa. Bun. Hai să mergem. Hai să ținem arma pusă. Ca să nu fie vreo problemă. Ok, deci pe aici pe undeva, fraților. Ok, foarte mare atenție. Hopa! Cumva drumul ăsta de sânge se oprește la scări? Înseamnă că persoana respectivă a luat-o pe scări? Eu nu pot să iau pe aici. Ia să vedem dacă pot cumva să mă duc. Bă, faci, o să te siguri? Mamă, uite, aici nu e sânge. Deci înseamnă că a sărit pe acolo. Cum poate cineva să sară pe acolo? Trebuie să luăm pe scările astea, fraților? Ok. Hopa, pe aici! E ușa deschisă, oh my god. Oh my god. Ok. Mamă, băi și fete, trebuie să avem foarte mare grijă. Oh, mamă, stați că din greșeală am intrat în ăla. Ok. Bun, mamă, băi și fete, băi, sunt super, super panicat. Aici nimica. Și aici iară nimica. Aici iară este un hol. Bă, da, s-a oprit sângele, man. Oh, oh, hopa! Hopa, hopa, hopa! Fraților, e un nume acolo sus! Ce ziceți, băi și fete, să mă duc? Mamă, man, ok, bă, pe unde iau sus? Cred că trebuie să iau pe scări. Ok, fraților, deci este un nume acolo sus. Să zicem că
iau responsabilitatea să ajut acea persoană. Ok. Pe aici trebuie să iau? Nu, nu, nu. Hai să mergem tot în sus, fraților. Let's go. Dorin! Este un băiat pe nume Dorin. Ok. Oh! Suntem pe acoperișul clădirii, bro! Opa, unde sânge acolo? Băi, ia stai puțin. Fraților, mi-am dat seama ce s-a întâmplat. Dorin asta, uitați-vă! A luat-o pe scările astea, man! Oh my god, și-a sângerat peste tot! Bro, dar ce s-a întâmplat cu el, man? Hai să vedem care-i treaba, hai să mergem să-l ajutăm. Uitați-vă aici, e totul deschis. Dorin! Mamă, trebuie să avem foarte mare grijă, să nu cumva să tragă el în noi. Ai un zombie, bă! Bă! Sau? Bă! Fraților, cred că e o persoană infectată. Dar e foarte ciudat. Salut! Numele meu e Marius. Am văzut aici niște sânge. Ești ok? Ești om încă sau ai fost infectat? Stai, te rog, nu o să te atac. Încă nu m-am transformat. Crezi că mă poți ajuta? Cu ce să te ajut, băi? Te rog, nu am fost mușcat complet. Am fost doar atins cu saliva creaturii. A fost atins cu saliva creaturii și ai sugerat atâta, bro? Nu te cred! Man, ăsta vrea să fie salvat, frate, să încerc să salvez, să-l iau cu mine și să-l duc și să-l duc la mama, că gen, mama ar trebui să-l salveze. Ia să ne uităm să nu mai fie cineva pe aici sau ceva, sau să nu fie el vreun zombie. Să ne uităm, fraților, hopa, ce-i aici? De ce-i blocat? Ah, mamă, ok. Să nu cumva să fie omorât ăsta pe cineva în zona asta. Aha. Ia. Ok, ciudat. Bă, se pare, fățio, că n-a făcut nimica. Ok. O să mă risc. S-ar putea să se ia foarte multă lume din tabăra noastră de mine. Dar nu. O să cer, fraților, o să încerc să îl ajut pe băiatul ăsta, pe Dorin. Dorin, vino cu mine, dar să stai la o distanță foarte mare, da? Deci să nu cumva să faci altceva. Stai la o distanță foarte mare de mine. Vii după mine, pentru că mama mea lucra la laboratorul de unde a început tot virusul ăsta și cred că te poate trata. Ok, fraților, l-am adus pe Dorin aici. Toată lumea a nebunit efectiv când l-a văzut. Însă am încercat să le explic că încă nu este o creatură, nu este un zombie sau ce fel de creatură creează virusul acesta, ci este un om normal care are nevoie de ajutor. Și din câte am înțeles, mama a zis că poate să-l vindece, gen poate să-i oprească, că na. Băi, fraților, eu sper ca Dorin să nu mintă. A zis că l-a atins puțin doar saliva unei creaturi și că n-a fost mușcat. Dar dacă mă uit așa la el, na, vedeți, n-are nicio mușcătură pe el. Dar uite acolo. Nu știu, fraților, dacă să-l crezi sau nu. Însă mama a zis că dacă ăsta e cazul, dacă e cazul ca el să aibă doar o, doar să fie atins niște salivă, poate, dacă are niște ingrediente, să-l ajute și să-l vindece într-un fel. Știi ce zic? Și o zis lista cu ingrediente și tot foarte multă lume s-a dus să caute și o să mă duc și eu să vedem care-i treaba. Stai, calmează-te, cred că poți fi salvat și trebuie să fii salvat. Dacă reușești să te vindec, o să aflăm mai multe despre acest virus. Am nevoie de mai multe lucruri, hai să vedem. Bandaje, sticle goale, siringi, sânge, hârtie, ochi de păianjen și morfină. Mamă, vă rog, luați-le rapid. Fraților, de unde să găsesc eu chestiile astea? E imposibil, efectiv, să le găsești. Bă, băi și fete, e imposibil. Tata? Marius, deja i-am trimis pe toți în oraș ca să iau obiectele. Ție ți-au rămas sticlele goale. Mergi în oraș la librărie și ia foi și cărți de acolo și după găsește biserica și vei găsi Spider-Eye. Grăbește-te. Hopa, fiți atenți că mi-a dat task-uri. Deci toată lumea s-au dus și deci mie mi-au rămas sticlele goale. Deci trebuie să iau și sticle goale. Trebuie să mă duc la librărie să iau foi și cărți de acolo. Nu știu unde e librăria, o să o găsim. Și trebuie să mă duc și la biserică să iau Spider-Eye. Mamă, băi, tată, zic eu, eu sper să... Sper să găsesc tot, dar nu prea cred. Voi ce faceți, tatăl lui John? Să te sigur că e idee bună să-l tratăm, mai bine îl împușcăm. Bă, așa m-am gândit și eu, am tras ceva în el, dar nu s-a lipit nimica. John,
Eu sunt cu arma pe el, dacă în orice moment mișcă o să fie mort. Ok, bun. Deci, fraților, noi vom merge. Deci a zis, tata mi-a dat două locații unde să găsesc foi și cărți, adică la librărie, și după să mă duc la biserică ca să găsesc Spider-Eye. Ok, habar nu am. Unde este librăria în orașul ăsta? Asta ce este? A, asta este muzeul de locomotive, nu mă interesează. Habar n-am unde este librăria în orașul ăsta și habar n-am unde este biserica, da? Deci nu știu care e treaba, dar e ceva foarte ciudat. Easy! Easy, baby, fraților! Ia uitați-vă ce scrie în față! Library! Haideți, mă, camera, să ne merge mintea! Ia uite, librăria! Hopa! Și acolo este tatăl Alexei și Alexia! Mama a fost și așa la librărie, uitați-vă, fraților, ce scrie library acolo, direct acolo mergem. Ce faceți? Marius, noi am găsit morfină și sânge. Am fost la o clinică medicală din apropiere. Tu ai găsit ceva? Nu? Dar acum mă duc să iau foi, sticle goale și Spider-Eye. Alexia? Nu am văzut niciun zombi în oraș. Cred că au plecat toți. Totuși ai grijă, Marius. Da, chiar o să am grijă. Hopa! Ia uite și pe frații Popovici. Băi, fraților, toată lumea s-a dus să caute chestii. Ok. Ok, uite și pe frații Popovici, bro. Hai să-i salut și pe ei să întreb dacă au găsit ceva. Salut, băi, ați găsit ceva, Darius? Marius, noi am găsit tot ce am avut nevoie. Tu, acum mă duc să iau. Robert, grăbește-te. Bun, haideți, frate, deci fiți atenți. Băi, tata mi-a zis de librărie, gen să iau foi de la librărie și Spider-Eye de la biserică, dar sticle goale de unde să iau? Habar n-am, na. Asta este librăria, ok. Deci trebuie să găsim cât mai multe foi câte putem. Ok. Pe unde să merge? Trebuie să găsim chesturi cu foi, vă dați seama, fraților. Hopa, uite ce un chest. Nice, ok, am găsit foi. Let's go, baby, ok. Nice, bun, bun, bun. Băi, trebuie să luăm cât mai multe, fraților. Vă dați seama, nu știu la ce ajută pe mama astea. O intrare, un emerald. Da, mă, un emerald. Ia uite, așa-s regulile care au la librăria asta. Fără mâncare, să nu vorbești gen librăria, gen biblioteca, să tratezi cărțile cu respect, să le returnezi în 2 săptămâni, fără copii înăuntru și să tratezi stafful cu respect. Da, acum nu prea mai tratezi nimica cu respect, pentru că suntem morți toți din cauza apocalipsei. Ok, uite aici iar mai mult book și paper. Așa, uite, frate, o bestseller, ia ce cărți sunt aici? Respiration 3, o iau... Știi ce zic? Ok. Mergem mai sus. Ia să vedem. Mai găsim ceva pe aici? Ok. Aici este mai... cum îi spune, fraților? Mai distrus totul. Bun. Păi doar atâta, men? Adică, bă, nu-i... Hopa! Ia uite aici. Oh! Flame 1! Punch 1! Astea sunt cărți enchantate. Ah! Torns 1, dar ia stați, fraților, că am văzut că puteam să iau și pe altundeva, ia stați, ia uite, pe aici, rear exit, ok, ia uite mă, ia uitați-vă, fraților, băi, dacă n-am luat cărți și foi, câte am găsit, ești nebun, thank you for visiting, mulțumesc că mi-ați primit, book returns, ia. Ia uite, empty map. Mamă, fraților, câte chestii am luat, ok, și pe aici ieșim, și acum trebuie să găsim biserica. Bra, avem și fix lângă biserică. Sau ai biserica, nu, ai ceva muzeu. Am ieșit fix lângă biserică. Uitați-vă acolo, o biserică. Bănuiesc că, sau aia e biserică, fraților? Nu știu dacă aia e biserică. Nu știu ce e locul ăsta, nu o să mă bag pe aici. Haideți să mergem la biserică, bro. Să vedem ce putem să luăm de acolo. Luăm toate chestiile astea și le ducem ca mama să-l trateze pe ciudatul ăla, pe Dorin. Mamă, dar să nu fie ceva aici în casele astea. Casele astea seamănă cu casele noastre, casele de la care tocmai am plecat. Mamă, ce-i acolo, fraților? În fine, nu o să pun întrebări. Intrăm înăuntru. Da, asta cred că e o biserică, nu? Adică nu prea pare una, dar tare am impresia că e. Știți ce zic? Mamă, din greșeală am tras. A, uite, aici este un mormânt. Bă, cred că e o biserică, sincer. Sincer, cred că este o biserică, fraților. Hai să mergem sus, bă, dar n-am găsit nimic. Uite ce era și ușa deschisă. Ok. Nice! Let's go, fraților. Deci am găsit un arc cu weakness, nu mă interesează. Avem Spider-Eye și Fermented Spider-Eye. Deci putem spune că am luat absolut tot ce mi-a cerut mama și acum pot să mă duc să-i duc
chestiile astea. V-am zis, mai avem nevoie de sticle goale. Ba nu, mai am nevoie de sticle goale, fraților. Mama, acum mi-am adus aminte. Oare unde sunt sticlele goale, bro? O să dau o tură. Deci fiți atenți, mi-e frică să merg pe aici. Fiți atenți, o să dau o tură pe aici. Mai găsesc o clădire, ceva. Și după plec. Dacă n-am găsit sticle goale, sper să fi găsit ceilalți. Dacă eu deja am găsit foarte multe chestii, adică, din câte am înțeles, Alexia și taică s-au găsit morfină, sânge și chestii de-astea medicale. Eu am găsit astea, ceilalți să găsească celelalte. Ia ce e aici? Under construction. Opa! Ia hai să sparg aici. Sub construcție. Și ați văzut acolo un chest. Poate aici găsim sticle goale? Ia să vedem. Let's go. No, găsim elemente de construcție. Cine s-ar fi așteptat? Ok. Na, aici frate, să bănesc că nu se află nimica. Bun, păi eu să mă duc înapoi la e-mail. Hopa. Nu, sunt numai elemente de construcție. Păi da, dacă am găsit un bar, credeți că este un bar pe aici, fraților? Că dacă ar fi un bar pe aici, am putea să găsim de-alea. Asta cred că este un fel de hotel. Și dacă e un hotel sau nu. Ba! Hopa! Hopa! Fac. Asta nu fac nimica. Vă dați seama. Bun, ok, fraților. Deci puteți vedea că n-avem nicio șansă să găsim nimica. Eu încerc, dar încerc degeaba. Ia să mergem și pe aici. Da. Da, n-avem nicio șansă. Bun. Băieți și fete. Mamă, era să mor, ok. O să mă duc acum, cred că acolo sunt ai mei. O să mă duc acolo, sper să nu cumva ca Dorin ăla să fi fost infectat full acum și să le fi făcut ceva la părinții mei, că nu știu ce fac. Ia să vedem. A, uite, și fix lângă ai mei este o benzinărie, man. Este o benzinărie fix aici, deci putem lua și ceva de aici dacă avem nevoie. Ia să vedem. Poate găsim aici sticle goale, cine știe. Nu, găsim ciuperci și supă. Staff only. Da, no, bun. Bun, fraților, n-avem ce să facem. Ok, în continuare vedeți că Dorin e acolo cu mama, cu tata. O să le dau astea și o să încercăm să-l vindecăm. Frați și surori, tocmai ce am luat parte la cel mai șocant eveniment de departe din viața mea. Chiar acum, fraților, în fața mea au fost uciși și l-am și împușcat pe Robert și pe Darius, fraților. Băi, deci la un moment dat, deci noi, fraților, de 12 ore, acum 12 ore, știți că am adunat să-l facem pe Dorin bine. I-a făcut mama nu știu ce, i-a dat bandaje cu poțiuni, cu chestii. Vedeți că nu s-a transformat, arată în continuare la fel, însă noi am mers în vreo 12 ore, cred că vreo 30 de kilometri. Și am ajuns la alt ăsta, cum îi zice, la alt oraș de ăsta super, super ciudat. Și, fraților, mergem noi pe drum să ne continuăm drumul, că nu ne gândeam să ne oprim aici. Bă, și la un moment dat, fraților, Robert se transformă și încearcă să-l muște pe Darius. Darius încearcă să se ferească, dar a fost prea târziu, fraților, așa că a trebuit ca toți, nu numai eu, să pornim focul și să tragem în ei, după cum puteți vedea. Acum au și dispărut pe bune. Oh my god, fraților, apocalipsa asta mă lasă fără prieten. Am mai rămas doar cu John și cu Alexia. Aștia suntem toți. Iar acum, ce o să facem, men? Uitați-vă, suntem fix lângă. Hopa, băi, asta scrie ce cred eu că scrie? Oh, fraților, deci nu știu dacă vedeți, dar scrie școală aici. School. Da, se vede foarte, foarte ciudat. Suntem chiar lângă o școală. Tata, ce facem? Copii, știu că sunteți panicați, dar e bine că am scăpat cu viață. E bine că lupta a fost doar între ei doi și acum sunt lângă părinților. Doamne, bro. Dar deja se face noapte și am auzit niște sunete ciudate. Nu știu dacă avem timp să construim o fortăreață. Avem o școală aici lângă noi, o școală abandonată. Să ne adăpostim aici, bă, fraților, nu știu, man. Adică tata a luat tot lemnul și nu știu ce și trebuie să construim o fortăreață, dar n-avem timp, bro. Să intrăm în școală, mama? E prea riscant, suntem în mijlocul acestui oraș, pot să apară zombi întotdeauna. Dumneavoastră, tatăl John, ce ziceți? Eu votez să intrăm în școală, nu avem timp să facem o fortăreață, mai ales una rezistentă. John? Eu susțin ce zice tata. Tu, Dorin?
Eu susțin orice vreți voi, dar vă rog, nu mă abandonați. Nu mă simt prea bine. Băi, frați, o să ținem pe Dorin după noi. Și dacă se transformă și ne mănâncă pe toți. Alexia? Nu, Darius și Robert, nu. Tatăl Alexiei, ce facem? Construim o fortăreață sau intrăm în școală? Mi s-a părut că am văzut o creatură înăuntru. Băi, asta, hai să... Haideți să facem puțin... Nu. Mi-e prea frică să intru înăuntru. Ce ziceți, băieți și fete? Să intrăm în școală sau să încercăm să ne facem o fortăreață? Și totodată ajutați-mă și spuneți-i, bă, dacă să-l mai păstrăm pe Dorin cu noi, există o șansă să fie și el salvat, dar există o șansă să se transforme în creatură și să ne mănânce pe toți. Așa că vă rog, ajutați-mă la comentarii. Bine v-am găsit la Minecraft Viața în Apocalipsă! Bună dimineața, fraților! Abia ce m-am trezit și nu știu de ce, dar mă doare capul foarte, foarte rău. Mai exact aici în spate, fraților, aici la ceafă. Însă până la urmă este mai bine să te doară capul decât să fii infectat cu un virus care te transformă în zombie. Deci, băieți și fete, cred că este în jurul orei 5 dimineața și noi urmează să ne continuăm aventura către laborator, de unde o să facem rost de antidotul care o să ne scape de această apocalipsă. Dacă vă întrebați, fraților, ce am făcut, să știți că am intrat în școală, știți că data trecută ne întrebam dacă să intrăm în școala asta abandonată sau să stăm afară și să ne facem o bază, însă, fraților, în timp ce am încercat să ne facem o bază afară, au venit zombii. Acum orașul este efectiv plin de zombii și chiar sunt foarte curios cum o să scăpăm noi de aici. După cum am zis, ne aflăm în școala abandonată și trebuie să ieșim afară. Însă afară sunt foarte, foarte mulți zombi, așa că ar trebui să facem o strategie ca să plecăm... Să plecăm de aici! What? Unde? Frățul, unde a dispărut toată lumea? Mama, tata, de ce sângerați? Unde este Alexia? Unde este tatăl Alexiei? Unde este Dorin? Fraților, ce se întâmplă? Eu abia m-am trezit și nu m-am uitat în jur. Deci, băi, ia stai puțin. Aici trebuia să fie patul Alexiei, aici trebuia să fie patul tatăl Alexiei, iar aici trebuia să fie patul lui Dorin. Uitați-vă afară, uitați-vă zombie afară, fraților. Bro, unde au dispărut toți ăștia? Bă, ce s-a întâmplat? S-a întâmplat ceva cât timp am dormit eu, mama, tata, de ce e sânge peste tot? Bă, opa, e și aici sânge. Bă, ce se întâmplă? Mama? Marius, ești bine? Eu și tatăl tău sângerăm, cred că aici se termină totul pentru noi. Nu! Nu, băi, dar stai, ce s-a întâmplat? Ce s-a întâmplat? Am fost trădați. Cineva a încercat să ne omoare. 100% e omul ăla pe care l-am salvat. Noi am încercat să fim oameni de treabă cu el și el ne-a tras țeapă. Bro, Dorin a făcut toate astea. Bă, fraților. Unde sunt Alexia și tatăl ei? Doamne, 100% și ei au fost victimele acelui nenorocit. Bă, dar chiar... Bro, dar stai puțin, ce v-a făcut? De ce sângerați, men? De ce a vrut să ne trădeze? Noi am încercat să-l ajutăm. Nu putem opri sângerarea, nu avem bandaje. Tata spune că poate să fie o chestie, trebuie să facem cumva, trebuie să facem cumva. Marius, nu a ascultat pe mama ta, încă poți să ne ajuți. Nu știm cine ne-a făcut rănile astea, dar din câte văd, eu am 3 și mama ta are 5. Deci avem nevoie de 8 bandaje. Ok, fac rost de 8 bandaje. Mergi afară și caută bandaje. Nu ne putem opri aici, trebuie să ajungem la acel laborator ca să facem rost de antidoturi. După ce ne bandajăm, plecăm la drum. Nu mai avem așa de mult. Dacă ne mișcăm rapid, în 2 zile suntem acolo. Ok, bun. Deci, fraților, avem nevoie în total de 8 bandaje. Bă, pot să fac rost de 8 bandaje. Mă duc afară, caut bandaje și pot să fac rost de 8 bandaje. Bă, dar nenorocitul ăla de Dorin, bro, ce le-a făcut? Bună dimineața. Și eu am o tăietură. Cineva ne-a rănit cu cuțitul. Dar e bine că voi copii nu ați pățit nimica. Ce nenorocit. Noi voiam să-l ajutăm și uite el ce face. John? Marius, vrei să te ajut? Nu. Nu, tu stai aici și păzești-i pe ei că ei sunt tăia răniți. Deci avem nevoie de 8 bandaje plus unul de la tatăl lui John, 9 bandaje în total. Tu păzești-i pe ei. Eu o să mă duc acum să caut bandaje. Mamă, fraților, dar ce nenorocit ăla, bro. Noi l-am ajutat și el... Iar Nicu cuțitul pe părinții noștri, men, pe bune. Mamă, uite ce ciudat pare. E ora 5 dimineața, într-un fel încă este... încă este de asta, cum mi spune. Încă este seară. Bro, cum pot să plec și eu de aici? Trebuie să mă duc de aici, fraților. Ia vedeți. Mamă, ia uitați-vă câți sunt aici. Uitați-vă câți mobi sunt, bro. Mamă.
Mort, ok, mamă, uitați-vă cât zombie sunt pe aici. Fraților, trebuie să găsesc neapărat bandaje în zona asta, dar nu știu să mă duc, uite. A, uite, sunt aici lângă benzinărie, aici trebuie să găsim niște bandaje. A găsit o mașină! Bro, și încă cred că merge. Bă, e puțin stricată, dar încă cred că merge. Dar e prea puține locuri, nu? Pe asta, fraților, mamă, pleacă-mă de aici. Fraților, mașina asta putem să o folosim. Băi, și fete, să mergem către laborator. Oh my god. Asta s-ar putea să fie salvarea noastră. Mașina asta s-ar putea să fie salvarea noastră, dar în fine, lăsăm mașinile deoparte. Hai să mergem să căutăm bandaje. Bă, pleacă, bă, de aici, pleacă. Mamă, bro. Bă, dar stai. Nu, stai, trebuie să-mi bag așa. Faci-o cum dau reload. Oh my god, ok, stai. Mamă, ce să stai, bă, vreau bandaje, bro. Bandaj, trei bandaje, ok. Hai să iau și cookie-urile astea, deci avem deja 3 bandaje. Staff only, nu mă interesează. Avem deja 3 bandaje, băi, asta, pot să deschid asta? Nu. Avem deja 3 bandaje. Bă, unde poți să găsești bandaje, bro? În partea asta nu m-aș duce. Aici aș intra în oraș și fac pareu că orașul este îmbăxit cu zombie, efectiv. Și dacă ar trebui să mă întorc înapoi, nu aș ști pe unde. Gen, dacă ar fi să iau calea asta, să mă duc pe aici, prin orașul ăsta, bro, sincer vă spun. Mamă, uite, acolo e un hotel. Bă, hai să mergem. Mamă, uite-te la ăștia, bro, mamă, cât zombie sunt aici. Hai să mergem. În fața e aeroportul. Hai să mergem și aici la aeroport. Bă, cum ar fi să găsim un avion sau un elicopter, fraților? Oh my god, ca să mergem la laborator, mamă, cât de tare ar fi. Mamă, am terminat rapid, efectiv. Hai să vedem care-i treaba, mamă, deci asta este aeroportul, fraților. Trebuie să găsim neapărat lucruri pe aici, ok. Mamă, ce joa, dar pe unde se intră aici la aeroport, bro? Am numai 3 bandaje momentan, pe unde se intră la aeroport? Hopa! 2 bandaje! Fraților, zombiul ăsta vrea să se bată cu mine, însă eu efectiv nu știu cum să... Oh my god, no, asta nu poate să fie bine. Fraților, ce e aici? Opa, odasta, pleacă-mă de aici. Mamă, frate, ok, deci am intrat pe aeroport, mă simt ca la aeroportul din PUBG, sincer să vă... Nu, o să mor. Nu pot să mor, oh my god. Bă, avem ceva aici. Leather tuning, mă, ce-s, mă, astea, mă... Ok, avem o sabie. Avem aici încă un bandaj, 6 bandaje. Mai avem nevoie de... De câte bandaje, fraților, mai avem nevoie? Mai avem nevoie de 3 bandaje, nu? Parcă nu aveam... Oh, încă o mașină! Băi și fete, după ce le dau... Sau? Da, mă, cred că merge, nu? Funcționează? Funcționează, bro! Oh my god, fraților, mașina funcționează! Oh my god! Păi, fraților, după ce mă duc să duc bandajele părinților mei și lui John... Luăm mașinile astea și cred că dacă plecăm acum, că e ora 5 dimineața, vă dați seama că mașinile astea nu merg ca niște mașini normale. Adică, băi, dar ce mă enervează ăștia mici, bro. Mașinile astea nu merg ca niște mașini normale, dar probabil că dacă o să plecăm acum, o să putem să ajungem până diseară la laborator, bro, și o să facem rost de antidot. Oh my god, mamă, bă, dar tot mă gândesc ce nenorocit a fost Dorina ăla, man. Ce a avut cu noi, bro? N-are niciun sens. Mamă, ce e aici? Pleacă-mă de aici. Uite aici, încă un chest. Ok, stai să închid ușile aici. Plecați, mă. Mamă, cât ți-s aici, bro? Ce-s, bă, cu zombii ăștia, bă? Ce-i cu costumația asta pe voi? Plecați-mă de aici. Ok. Aici nimica. Hai să vedem. Deci mai avem nevoie de 3 bandaje. Am găsit 4 bandaje, bro! Let's go! Ok, bun. Fraților, hai să o luăm la fugă. Mergem înapoi. Fiți atenți, hai să iau mașina asta. Nu știu cât o să meargă. Să o duc acolo în fața școlii. Mamă, sper să nu se strice sau ceva de genul. Bă, dar hai că merge destul de ok, ești nebun. Oh my god, băi și fete. În sfârșit o să evadăm din apocalipsă într-un fel. Și o să... Cum mi spune... O să reușim să ne luăm antidotul și să fie totul bine. Uite, hai să pun asta aici și hai să iau și cealaltă mașină. Să văd dacă și aia funcționează. Bro, dacă le luăm pe astea 100%, o să ajungem departe. Ia, asta merge? Merge și ea. O punem aici, let's go. Let's go, fraților! Bun! Deci avem și 2 mașini. O să mergem toți cu mașinile. Hai să mă duc acum să duc astea. Să duc astea părinților mei și lui John. Mamă, băie și fete, wow, cât de tare. Stai să vedem cum intrăm aici. Mamă, plecați-mă de aici. Bă, mi-a dat poison. Asta nu poate să fie de bine. Deci acum dacă plecăm 100% până de seara, ajungem la laborator. Mamă, stai, dar pe unde intru?
Ok, pe aici cred că intru. Da, da, da. Hai, mamă, trebuie să avem foarte mare grijă, bro. E plin de dăștia. E plin de... Ok, o să sparg aici ceva. Ok. Asta e o clasă. Îmi pare rău. Nu se mai fac core aici. Probabil niciodată nu o să se mai facă. Da, na. Mamă, n-am nici de ăsta, fraților. Mamă, pe unde mă duc? Pe aici? Ok. Și acum jos. Jos aici. Bă, cum ajung la ei mei, fraților? Trebuie să ajung la ei mei să-i salvez. Uite, aici sunt. Dar cum ajung la ei? Pot să sparg asta? Nu pot să sparg. Oh my god, o să mă moare ăștia. O să mă moare ăștia, fraților. Există? A, trebuie să iau pe sus. Ia să încercăm să luăm pe sus. Mamă, băi, fete, eu nu mă las. Eu trebuie să ajung acolo, bro, ești nebun. Ia vezi că ajuns să răm. Ia vezi, ok. Bun, am ajuns. Fiți atenți, toată lumea să fie foarte, foarte atentă. Tatăl lui John, un bandaj. Mama, 5 bandaje. Și uite, nu, luați voi toate și știți voi cum să le puneți. Foarte, foarte mare anunț. Am găsit 2 mașini afară. După ce vă bandajați, mergem în mașinile alea și mergem direct către laborator. Eu cred că, gen, mașinile se descurcă destul de bine. Eu zic că dacă pornim acum, în câteva ore o să ajungem acolo și o să facem rost de antidot. Fraților, 12 ore mai târziu am ajuns la laborator, însă să vă spun sincer, sunt extrem de confuz de ceea ce se întâmplă aici și de-aia nu mă vedeți atât de fericit, că inițial ar trebui să fiu fericit că am ajuns la laborator, am găsit antidotul, nu știu ce. Uitați-vă cum arată laboratorul. What? Băi, asta arată ca o fabrică, man. Asta nu arată ca un laborator și mai sunt și aici și 2 paturi. Fraților, cine a pus paturile astea aici? A, da, și una dintre mașini s-a stricat de timp ce veneam aici și a trebuit să o locuim cu alta. Însă e bine că am ajuns. Credeam că o să ducem în câteva ore, dar am ajuns în 12. Totuși e bine, mulțumim lui Dumnezeu că am ajuns. Doar că, bă, mama, ești sigură că ăsta este laboratorul la care lucrai tu? Ești sigură că ăsta este laboratorul de la care a început totul? Adică, nu mi-arată laborator. Nu pot să cred că am ajuns. Doamne, este un miracol. Marius, parcă nu știi cu ce mă ocup. Laboratorul acesta este unul secret, fix de aceea arată ca o fabrică. Nu puteam să facem operațiuni secrete într-un laborator normal. Aaa, e deghizare în mulțime. V-ați prins, fraților, adică laboratorul nu este ascuns, este băgat în oraș. Vedeți că suntem într-un alt oraș, adică na, nu suntem undeva chiar în pustietate. Dar laboratorul este ascuns, am înțeles. Mâine dimineață intrăm înăuntru și luăm sticluțele de antidot. Nu pot să cred că după atâta timp am reușit. Dar știe cineva cui sunt aceste 2 paturi? Bă, să zicem, fraților, și eu mă întrebam asta, tata. E foarte suspect să găsim 2 paturi aici. Și dacă cineva ne-a furat sticluțele de antidot înainte să le luăm noi, atunci suntem cu adevărat morți. Doamne ferește, bro, nu mai cobi, tata. Trebuie să luăm sticluțele de antidot ca să ne revenim. John? Poate erau aici de dinainte să înceapă apocalipsa. Da, bă, dacă există... Na, există paturi înainte de apocalipsă. Lumea doarme pe afară. Tatăl lui John, haideți să nu mai pierdem timpul. Unde punem paturile? Trebuie să dormim. Vedem mâine dimineață după ce luăm antidotul ce o să facem. Bă, corect. Ia asta să facem. O să fac și eu așa să vedem. Unde să punem paturile? Să le punem aici? Mamă, dar uitați-vă, băi și fete, asta e direct o fabrică, bro. Uitați-vă și la mașinile astea. Asta e direct o fabrică, nu este un laborator. Bă, dar unde să punem paturile, man? Hopa! Hopa! Băi, stați, dacă ne ducem sus, putem să mergem aici sus? Fraților, cred că asta e cea mai bună idee. Ok, aici n-ar fi o idee atât de bună să ne punem paturile acolo. Bă, ar trebui să ne punem paturile undeva sus. Gen, ca să nu ne atace zombii. Ia să vedem. Ia vezi, dacă iau pe aici, ajung acolo sus? Nu. A, trebuie să iau pe aici. Ia fiți atenți, fraților, că am găsit loc unde să ne punem paturile. Păzea că am găsit loc. Aici, mamă, perfect, băieți și fete, aici ne punem paturile. Hai să chem pe toți să le zic care-i treaba. Ia să mergem jos. Toată lumea atentă la mine. John, taică-sul lui John, mama, tata, am găsit un loc unde să ne punem paturile. Haideți să mergem acolo și să ne odihnim, că pe bune merităm.
Bună dimineața, fraților! Astăzi este o zi foarte, foarte importantă. Știți și voi că aseară am ajuns la laboratorul care de fapt e o fabrică, care de fapt e un laborator secret. Și astăzi, acum, urmează împreună cu mama să mergem să luăm antidoturile. Oh my God! Credeam că o să mor în această apocalipsă, însă dacă iau antidotul, practic nu o să mi se mai întâmple nimica. Haideți să mergem. Nu înțeleg, fraților, de ce n-a vrut mama să mergem încă de aseară, adică o fică credea că este foarte, foarte periculos, însă trebuie să mergem pe aici să găsim și noi care-i treaba, știi ce zic? Adică, da, până la urmă suntem niște supraviețuitori originali. Băi, voi vedeți ce văd și eu? Dorin! Bă, ăsta i-a jucat pe părinții mei și pe tatălui John. Dorin, pleacă de aici! Nu te mai avertizez a doua oară, pleacă de aici! Tu ai încercat să ne omori după ce te-am salvat și acum vii, ne-ai urmărit? Sau care-i treaba? Cum ai ajuns aici, bro? Ai avut mașină? De ce sângerezi? Vă rog, sângerezi! Poftim? Nu eu v-am trădat! Nu ne-ai trădat tu! Și ea spune, ce-ai făcut cu Alexia și cu tatăl ei? Ia-i omorâtă! Zi, mă! Au fost Alexia și tatăl ei! Alexia și tatăl ei ne-au trădat? Mă jur! Sunt chiar acum aici, caut antidotul prin laborator. Alexia? Bă, fraților! Poate alea două paturi erau a Alexiei și a tatălui ei. Bă! Dar nu că... Bă, de ce ne-ar trăda Alexia și tatăl ei? N-are niciun sens! Nu v-aș fi trădat niciodată, voi mi-a salvat viața, nu sunt nebun. Ei au luat un cuțit pentru că nu voiau să facă zgomot și au încercat să vă moare în somn pe toți, mai puțin pe copii. Bro, n-are... Bă, minți! De ce ar face Alexia sau tatăl Alexiei așa ceva, man? N-are niciun sens, nu, direct minte. Tatăl Alexiei mi-a spus ceva de genul că te-a auzit pe tine, Marius, și pe mama ta cum ați discutat despre faptul că nu sunt destule sticluțe de antidot pentru toți. Chiar am discutat despre asta și că o să ne lăsați să murim și doar familia voastră să aibă sticluțe. E adevărat? Oh my God, auzi și John și tatăl John. Oh my God. Nu! Nu este adevărat, dar mai bine o las pe mama să vă spună. Mama spune. Mama. Nu vine să cred, sunt acum aici, trebuie să mergem după ei ca să nu ia sticluțele. Da, într-adevăr sunt doar 5 sticluțe, dar Dorin, sincer, nu cred că tu ai mai avea vreo șansă de supraviețuire. Sunt 5 sticluțe doar pentru noi cei de aici. Ah, că noi suntem fix 5. Dorin, îmi pare rău, frățiorul. Chiar îmi pare rău dacă zici că nu tu ne-ai trădat și Alexia și tatăl ei ne-au trădat. Chiar îmi pare rău. Dar, e bine că o să avem noi sticluțe. Parcă așa a zis mama, că i-a zis parcă că sunt 10, dar de fapt erau 5, tata. Trebuie să mergem după ei, dacă ne fură sticluțele. Poate sunt așa de malefici încât după ce folosesc 2 sticluțe pentru ei, le vor sparge pe celelalte, corect. Păi hai să mergem. Mama, știu unde este antidotul. Hai să mergem rapid, John. Nu o să mă supăr că ne-ați mințit atât cât vom primi și noi un antidot, o să primiți. Da, mergeți și faceți ce trebuie să faceți. Haideți să mergem, mama, tata, hai să mergem. Băie și fete, ghiciți pe cine am găsit în laborator. Hopa! Toată lumea, mâinile sus. Bro, Dorina a avut dreptate. Tatăl Alexiei și Alexia ne-au trădat, man. Oh my God, tata, ce facem cu ei? Marius, ține arma pe ei, mă duc să-i chem pe John și pe tatăl lui John. Da, mama. Stați, haideți să chemăm pe John și pe tatăl lui ca să-i păzească. Nu aici este antidotul, nu știu unde să caute. Aha. Hai, băi, să nu cumva să faceți o mișcare bruscă, că v-am împușcat instant. Să nu cumva să faceți o mișcare bruscă. De ce ne-a strădat, mă? Noi am vrut toți să supraviețuim apocalipsa și voi ne-ați strădat? Lasă că acum nu mai aveți ce să faceți. Mama se duce, ia antidoturile și voi o să fiți păziți de către John și taică-su, a? Nu meritați nimic, egoiștilor. Ați vrut să aveți antidot doar pentru voi. Nu, n-am vrut chestia asta și era situația. Îți dai seama, dacă mama știa unde este antidotul, dacă ea ne salva, normal că eu cu ea și cu tata, adică familia ei, primeam antidotul primii. E logic, dacă tu știai unde e antidotul. Nu 100% îți asigurai ție o doză și lui Alexia o doză? A? N-am zis că luăm totul pentru noi, pentru că erau 5 antidoturi. Da, deci mai erau încă 2 sticluțe. Nu știam la ce le dăm pe alea, dar mai erau încă 2 sticluțe.
Oricum degeaba căutați. În locul acesta a mai venit cineva, deci 100% a luat antidotul. Nu sunt atât de sigur, nu sunt atât de sigur. Hai să vină John și cu taicăsul ca să vă păzească. Fraților, a venit momentul să aflăm adevărul. Mama și tata s-au dus la locul unde sunt ascuse antidoturile, după cum puteți vedea. Tatălui John, Alex, uite, și-a venit și Dorin, toată lumea îi păzesc, ăștia îi păzesc pe nenorociții ăștia care ne-au trădat. Și mama și tata s-au dus aici jos, unde cică se află, ar trebui să se afle antidotul. Uitați-vă aici în camera asta, mamă, sunt curios dacă se află acolo sau nu. Mama, tata, spuneți-mi, tata, Marius, trebuie să spunem ceva. Nu, mama, am găsit sticluțele de antidot și ghișe, sunt 6. Avem pentru toți, inclusiv pentru Dorin. Let's go, băieți și fete, mamă! Mamă, ce m-am panicat, că mamă, deci tata mi-a făcut acum o farsă, ce m-am panicat, bro, când a zis Marius, trebuie să spunem ceva. Oh my god, fraților, avem sticluțe de antidot pentru toată lumea, inclusiv pentru Dorin. Haideți să mergem, hai să mergem la sticluțe și hai să mergem sus să-i anunțăm. Dar na, nu avem ce să facem cu Alexia și cu tatăl Alexei. Sau de fapt, fraților, să-i dăm antidotul Alexiei, gen, și să nu-i dăm lui Dorin, pentru că până la urmă este un copil. Nu știu, hai să mergem sus să vedem care-i treaba. Fraților, stați puțin, că timp urcam pe scări s-au auzit niște împușcături. Ce s-a întâmplat mai exact? John? Tatălui John? Nu, a trebuit să trag. Dorin a început să se comporte ciudat. Nu voiam să-i omor. Oh my god, fraților, o fi că pe Dorin l-a prins transformarea din urmă, John. Dorin s-a transformat. Nu, de ce Alexia? Am copilărit cu ea, de ce? Bro, Dorin s-a transformat. Mamă mea, și o fi că i-a mușcat și pe ăștia. Oh my god. Oh my god, mama, ce facem? Of, în apocalipsă se mai întâmplă și lucruri de genul. Vestea bună este că avem un antidot pentru toată lumea. Dar acum ce facem, tata? Singura noastră variantă ar fi să învățăm să trăim genul ăsta de viață. Nu știu cine ne poate salva. Sunt de acord cu tine. Fraților, aici s-a terminat mini-serialul Minecraft Viața în Apocalipsă. Dacă v-a plăcut și mai vreți să facem serii de genul, scrieți la comentarii. A fost ceva chiar foarte, foarte interesant. Și totodată, dacă aveți anumite sugestii pentru seriale de genul, lăsați-mi-le la comentarii și o să le citesc. Și dacă o să fie vreo idee mișto, o să o fac. Mulțumesc pentru vizionare, vă urez o zi minunată!